left you deeper. My niggas consider it's pivotal. Trap through the app, make her clap it. Don't cap it, she tapping it fast. I think that you know they be catching it. Standing 6 feet up, casting a shadow. Well, niggas that talk like they bad, they know that we doubt it. They talk far from actual. I make the waves so tsunami. I dare you to paddle in. That trunk steady rattling. Blowing top tier to keep my thoughts clear. I see the opt and fear. I'm mama. Hai cu mama, pune-te pe schimbă și urcă pe spate. Ca să te ții de haios și să te duc pe unde e drumul mai bun, pe unde e pietre, pe unde nu se broși, hai! Doamne, ce place când are mama, idei proaste! Baby, to slide with that Lotus, pull up with the guard and my guard is down. Till you come around, trying to hold you some. Give a fuck how you feel, I don't owe you nothing. Now you trying to make amends, I'm just trying to get the fortunes. Trying to cut my mama fortress. Probabil toți de aici am vrut să ne luăm o mașină puternică la 18 ani, cu tracțiune spate, 700 de cai, dar replica părinților a fost de fiecare dată: nu, că ești prost și mor cu ea. Da, și la mine s-a întâmplat, a durat ceva să-i conving pe mine să mă lase să cumpăr o mașină cu tracțiune spate. Dar astăzi vom face un experiment chiar pe mama mea, care nu a condus niciodată o altă mașină în afară de cea pe care i-am făcut-o eu cadou. Și mă rog, când a făcut ea școala de șofer și puțin a lui tata. Toate tracțiune față, toate lente, bine, și a mea e lentă, dar e tracțiune spate. Vedeți că ascult melodii cu prostii. Glumesc, nu era melodii cu prostii. Așa. Dar până acolo munca de convingere a fost tare grea. Până pe mana cum conduce. Nu, nu, păi da, mami, dar de... Să mă fac de râs, ca să râd de aia cum conduce, să... Păi da, mă, dar e amuzant. Hai, mă, mă lași. Nu-i pasă nimănui, mami. La un moment dat am și speriat-o. Aole, de încet, Robi. Dar hai să vedem împreună ce părere a avut mama și promit că a fost 100% onestă. Vă dați seama că s-a mai pisicit mama așa pe vlog, s-a mai... alintat, ia, dar mă rog, gata, rămâne să vedeți. Nu stai eu să mă zăpăcesc pe mine, să mă doare capul de la mașina aia, că și așa nu știu să merg cu ea. Nu vrei clipul, mami? Nu, nu vreau, vreau să mă pace cu prostiile tale. Dar e amuzant, o să fie amuzant. Mă las și face. Haide. Hai că ți-am zis de mult. Îl conving eu cumva. Hai că așa. Dacă vrei, conduc eu singură, plec eu singură. Nu, trebuie să filmezi cum conduci e, mașina aia. Să filmezi cum conduc eu, dar filmează cum conduc alții. Dacă vrei, filmezi cum conduc eu. Așa, da, te filmez eu pe tine. Dar tu stai în dreapta la mine. Eu stau în dreapta la tine. Da, dar nu faci medalea ca să mă dau jos cu tot filmare. Nu, gata, ai zis. Gata, ai zis. Pune pe mana cum conduce. Nu, păi da, mami, dar de... Să mă fac de râs ca să râd de aia cum conduce. Păi da, mă, dar e amuzant. Hai, mă, mă lași. Nu-i pasă nimănui, mami. Și ce să fac? O să dau mașina. Așa. O conduci și pe eu... care patan? Pa la pisica, da. Mașina pe mână, mă, o să rădești de astea, că ce rădești de mine. Hai, mă, că nu mă întreabă. Hai, mă, lasă-mă în pace. Nu o să rădești de nimeni. Și dacă-ți moare, e ok, că e benzină, tu nu ai condus mașina de aici. Trebuie să conduci mașina și la final vreau să-mi dai o părere onestă. Ce când facem? Să mă fiți pe mine să râdă toți ăștia de mine, acum era ce râdea zâbă de mine. Hai, mă, că nu râdă nimeni. Și nici mai știu cu asta. Doar cu mașina mea e foarte nimeni, că e proastă, ia ce. Și mai râdeai și mie, lasă-mă, mă, 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 parcare sus dacă vrei, da. Pe șosea. Eu nu mai știu să opresc pe asta. Așa, nu mă scoți pe mine pe șosea. Da, mă, da. Bună, bună, băieții, bună, băieții! Bun, sunt aici cu mama mea și în spatele meu avem cele două mașini pe care noi le avem. Asta e mașina pe care eu o am în momentul de față. Mami, ce părere ai? E top! E top! Mama nu știe foarte multe chestii despre mașina pe care am mergut, n-a condus-o niciodată. Mami, de cât timp ai permisul? De 5. Și asta e mașina pe care i-am luat-o cadou mamei și surorii mele, bună Ioana. O mașină automată, o mașină mică, tracțiune față. Ca să înțelegi și să nu-ți faci griji, asta așa are același motor ca asta. Am aceeași putere. Asta e leneșă, asta e leneșă. Amândouă sunt leneșe. Ah, ok, e exact ce-mi place. Da, doar că și asta... Și eu sunt tot la fel ca ele. Nu, mamă, nu e mama cea mai leneșă niciodată. Ca să nu băgăm toate detaliile astea tehnice, să știi că la asta te trage, asta te împinge. Așa funcționează. Ok. Și știi că eu am fost cel mai bun să-ți fac ție zile amare. De când sunt mic, eu te supăr pe tine. Nu, Lobby. Nu, bine, hai. Hai să te pun direct la volan. Ma, haide, intră în mașină. Păi de mine, stai, Lobby, stai așa. Doamne, zici că m-am pus... Trebuie să-ți faci scaunul, dar chiar... Stai așa, că e muncă mult aici. A doua? Dar tu ai picioarele lungi, mă, băiatule. Ții de sus în ea și să te dai tu în față cu corpul, gen în sus, uite așa. Nu, nu, gen, ține tras de ea, mami. Păi aia țin. Așa, și acum ridică-te, uite. Op. Ai văzut că s-a ridicat scaunul? Ah, s-a dus înapoi. Op. Ia, dă-i drumul la manetă. Oh, că nu văd nimic. Nu merge mai sus, că eu sunt mică, mă. Așa, hai că mă luau căldurile. O dai pe liber? Deja mă luau căldurile. Păi n-are aer condiționat mașina. Stai cu două picioare, cu așa, eu aveam de aer de aia cu...
Asta e cu trei picioare, mami. Așa, de ce noroc că am trei picioare. Glumesc, scuze. Ce ne interesează pe noi e să nu lovim mașina și să nu vină poliția. Vai de mine, dacă mi-ai spus de poliție, mai nenorocit. Mă, nu, glumeam și eu ce-i. Eu să văd că de când am mai condus eu manuală, mamă. Oh. Miroase a putere. Mamă. Ai frână de mână și e pe liber. Oh, hai, iubirea mea, dă-i și conduc. Dă-i și-o în dreapta. Ce faci? Are frâne, are frâne, cum să n-aibă? Se cer să văd dacă are frâne. Mamă, dar ce gălăgie face. Mamă! Așa. Wow, Robi, dar ce mașină! Băi, ideea e că mamei nu-i place să conducă, ok? Deci, cu Dancu, cu... Mamă, hai mă, că nu sunt chiar așa de proastă, mă, nu Doamne! Ești, proastă, dacă nu mi-a murit mie motorul la benzinare, păi n-ai cum! A, păi aveți încredere, mă, și mergeți cu mine. Trebuie să vezi că moare motorul cu hâști. Mamă, dar ce gălăgie face, fetiță! Vrei să învăț ceva tare? Nu, nu vreau, că mă vezi prostit tu. Mami, eu nu conduc tare, eu nu sunt teribilist. Dacă se ia cineva de mine în comentarii în vlogul ăsta că ai venit cu mai că tot să conduc aici, să știți că parcarea asta o deține tatăl meu. Și dacă o să fie alt tată prin comentarii care să zică, ba nu, prostule, e parcarea mea, nu, e parcarea lui tata. Da, probabil. Ce mișto e, Robi, mașina asta. Îți place, asta, da, ăsta e BMW-ul. Da, da, când vrei să dai și a doua. Doar când vrei, dacă te simți pregătită. Te cum să dau a doua? BMW din 96, cum le place, știi cui? I-am dat a doua, mamă, ce mișto. I-ai dat a doua. I-am dat, vezi? Ia, fă-te că intri în asta, Daniel. Hai că dau, stai așa. Nu, hai, mă, dau, nu, da, nu, da. Când vrei, dai și a treia. Da, când vrei, dau a treia, că e prea puțin aici. Lasă-mă cu a treia, că m-a luat căldurile. Mami, dacă vrei, asta e doar după tine, așa, să faci o chestie tare. A apăsat pe ambreiaj. Așa, acum. Așa, accelerează până în 4000 de ture. Păi și ia piciorul tare de pe ambreiaj. Între a doua sau între a întâia? Dar hai să dăm a întâia ca să fac treaba aia. Bine. Că vă poate face vreo... Nu, că nu se întâmplă nimic. Tare, așa, vreo hodorogeală, că eu mă sperii. Nu face. Să nu fac, mă sperii. Nu te sperii, mami, ce ai, fii atent. Ține piciorul pe ambreiaj, accelerație până în 4000-5000 de ture și iei piciorul tare de pe ambreiaj. Ambreiajul la fund? Ambreiajul la fund, acum, da. Pleacă mașina în spate. Așa, 4000 de ture dă-i și ia piciorul tare de pe... Nu, că mi-e frică să-l iau. Wow. Păi n-ai făcut nimic, mami. Cum n-am făcut? N-ai văzut? Mamă, dar ce mișto e BMW-ul ăsta. O să-mi cumpăr și un BMW, Robi. O să-ți iau un BMW de la mare, mare. Tot scopul ăsta ce vreau eu să adun și să le arăt oamenilor pe vlogul ăsta, vreau să am o părere sinceră de la tine pentru mașina mea. Tu care o conduci prima dată, jur că n-a condus mama niciodată mașina asta înainte. Și treaba e că nu mi-a murit motorul, Robi, și benzinară. Mamă, bine, mă simt bine, că nu credeam că sunt capabilă să fac așa ceva. Dar să vezi că mi dau a doua. Hai ca să o speriem, da. Hai. Bravo. Ce gălăgie face. Ia-o pe direcția ei și dă-i tare în ea. Dă-i tare, uite că dansează ea. Dă-i tare. Du-te-mă de aici, ești prost. De ce stătea pe loc? De ce stătea pe loc? Ea avea încredere în mine și dacă mă ceam tare și ea ce făceam? Doamne, fata mea făcea o accidenta, mâncau, iar mama pe ea de pisică. Oh, păi asta e pisică BMW. Chiar așa se cheamă. Mamă, ce fain e. Ia, hai, Robi, să intru un pic. Voi de mine. Auto cum merge, nebuna asta. Hai că ți-o bagă mama în service acum dacă... Bă, nu fa așa că mă sperii. Stai așa că mă loc căldurile. Te-ai pic să mă șterg. Acum, că l-ai condus. Așa. Ce părere ai de mașina asta? Că cât ai condus-o tu acum? Eu zic că e foarte tare, Robi. Ok, ți se pare periculoasă? Nu mi se pare periculoasă pentru că e un pic puturoasă. A, da? Da. Bine, tu ai zis-o. Da, dar să nu... e puturoasă așa cum merg eu cu ea, știi? Da, o să vreau să merg și eu să-ți arăt gen... Nu fac nimic prost, promit, nu fac prost, dar vreau să-ți arăt. Că, cum se conduce mașina asta când ai încredere în ea? Eu am încredere cu cunosc, păi cu conduc de până la aproape. Tu ai încredere cu cunosc și tu mergi zilnic cu ea. Dar uite ce încredere, ia dă-te pe. Uite bă, că nu i-a murit motorul, bă băiatule. Bă, dar cum mă, că tu crezi că eu sunt proastă, mă, Robi, nu, tu așa mă crezi? Nu, cred eu că ești tu proastă. Eu sunt cea mai bună șoferiță, eu dacă m-aș ocupa de treaba asta să mă activez, nu știu cât să spun. Cred că o săptămână așa. O săptămână să stai să conduci. Să conduci tu o benzinară, un BMW să nu-ți moară motorul. Hai, mă, bă, despre ce vorbim? Hai mă, să-i dăm și a treia. Ia dă-i mă și a treia. Gata, mă, i-am dat așa treia. Bă, și nu mi-a murit și n-a zgârțit-o. Wow. Hai, mă, că n-ai cum. Deci, vai de capul meu. BMW-ul mi-au. Îmi place că te alinți așa un pic. Să mor eu dacă nu mi-au BMW. Mă lași pe mine acolo la volan sau mai vrei? Nu, stai să mai merg eu un pic, mă. Stai, mă, așa că... Stai, mă, așa că de mea mama învățat că nu mă mai dai tu pe mine jos de aici. Hai, hai că suntem în trantier. Bă, nu pot să mai dau jos de la volan pe mama. Bun, mami, fii atentă. Vezi că ești în spate. Tot în spate. Da, tot în spate. Păi cum e în fața asta? Stânga și în față. Acolo. Ah, e mai lăcașul mai scurt, mai scurt, da? Da, mă, că nu sunt eu proastă, mă. Ți se pare o mașină bună de începător asta? Mă, Robi, nu știu, pentru începător, nu știu dacă mi se pare chiar bună. Să fie chiar prima mașina unui începător. Eu zic că ar trebui să fie ceva mai micuț, mai ușor așa, adică mai... Asta e un pic nervoasă, să știi. Bă, ca să înțelegeți, mama și tata nu m-au lăsat să am tracțiune spate din prima. Deși acum, cu timpul gen, n-am reușit eu să fac să-i convins așa. Hai mă, că e deșteaptă fata. Măi, ce mă laud eu singură, uite ce frumos. Hai să mergem în pădure.
În pădure? În pădure. Bă. Hai mă, mergem și încărcăm cu lemne. Dar vreau să fac o manevră cu spatele la asta, să văd cum... mă, Robi, mă, tu chiar așa... Yeah. Hai, stai să vezi cum bag eu cu spatele. Acum știu. Ia. Asta e prostă, pleacă în față. Da, uite ce frumos dai tu cu spatele, cum dă tata, ții așa, ca și cum ai ține o gagică de spate, nu, așa mi-a zis. Ăștia șmecheri. Frână, glumeam. Păi mă uit în oglindă și n-am crezut că ai văzut ceva tu jos. Dar eu zic că pentru începător, Robi, uh-huh, ar trebui o mașină un pic mai micuță, uh-huh, să nu fie așa nervoasă, uh-huh, asta are un zvâc, știi? Uh-huh. Și să nu aibă tracțiune spate. Ah, okay. Ar trebui o mașină lejeră și înțelegi ce vreau să zic, nu? Da. Sunt foarte încântată că mie nu mi-a murit motorul. Da, asta e că ești tu deșteaptă, mami. Mă, Robi, deci nu mă gândeam să merg eu cu o mașină benzinară după nu știu câți ani și să nu moară motorul. Da, bravo, n-am decât să te felicit, mami. Vezi? Să bag pe tester mâine. Da, ne punem să reparăm mașina pe bune. Mâine la 5 și așa și vedem ce lipsește și așa și o facem. Mami, doar trebuie să fii mecanic, mami. Așa ar trebui. Zi, ți-au salopetă de aia albastră? Nu, și te dau cu niște ulei de la... În afară de mecanic, cred că asta ar mai lipsi să o mai facă, rest... E, glumeam și eu acum, dacă nu fac eu toate lucrurile astea. Asta e parcarea noastră, Robi, a? Da. Păi așa s-audă ăștia, că dacă vine poliția, așa le zicem, că e parcarea noastră. Păi dacă vine poliția, care e problema? Am permis, care e problema? O, poți să închid geamul, Robi, sau nu, nu mai merge, gata, că s-a stricat. A, s-a stricat, gata? Da, păi ridică sus de el, să vezi ce se întâmplă. Uite, iese de aici. Hai, lasă-l, dă-l. Hai, lasă, că e așa, e bine. E bine așa. Las, n-are nimic, Robi. Asta e. S-a plăcut mașina? Foarte tare. Hai, urcă în dreapta, că acum vreau să filmez și eu, vreau să mă dau și eu să-ți arăt. Așa, adică nu facem nimic rău. Da, nu? Da, mergem încet. Să-ți arăt cum se schimbă, cum sunt astea. Așa, serios, gata. Mamă, dar de ce ați dus? Care aveți picioarele lungi așa, mă, frate? De toate scaunele le-ați de regrad aici. Trebuie să-mi pun centura până așa pe aici? Centura e obligatorie mereu. Dar știu că e obligatorie mereu. Dar nu plecăm de aici. Nu, mami, aici stăm. Nu plecăm de aici, nu? Nu plecăm de aici. Bun. Ce, mami? Mă. Ce? Vezi, nu mergi tare. Nu mergi tare. Vezi, tu nu mergi tare, Robi. Dar vezi, să-ți ții bine să nu cadă, că aici sunt gropi. Păi cum adică să nu cadă? Păi dacă mergem în cer, normal că nu cadă. Mergem în cer, da. Sunt gropi. Păi doar nu-i fi de mămăligă să-mi cadă camera din mână. Aolo. Dar dă-i încet. Păi dă-mă încet. Așa, încet. Doar să ai grijă să nu-ți cadă camera. Dar nu-mi cade camera, că eu sunt foarte atentă. Dar dă-i mai în larg curbele astea, când vine să vomiți, mergi așa, curbele astea în scurt. Aolo, dă-i încet, Robi. Robi! Termină-te, Robi! Termină-te, pușca mea, ce nebun ești! Ce nebun ești, cum să faci, mă, așa? Ce m-am speriat, dacă știam, nu mai stătea. Oprește-te, că nu mai e. Du-te, Robi, că m-ai speriat. Așa. M-am speriat. Aoleu, că vine ăștia peste noi. Nu, gata, că veste. Așa, bun. Acum că ai văzut de ce e tare mașina. Stai așa să-mi revin. Place? Îmi place și așa, chiar și așa. Că e adrenalină, e tare. E tare. Mai vreau. Vreau să aud din partea ta, mami, o părere onestă despre mașina mea. Mai, Robi, ce să zic? Eu o să-i mai fac modificări, vreau să o las, vreau să o colantez, vreau să-i fac lumini în interior, vreau să o fac mai galegioasă. Trebuie să-i mai fac chestii. Eu zic că pentru un băiat așa e altceva, dar pentru o fată... Nu, a? Nu, mai ales la început. Ok. După 2-3 ani de experiență, mai zic, dar așa nu. Te-ai aruncat cu prietenele tale, voi toate, în mașina mea și să mergeți la mare? Așa, ca între fete. Da. Da? Da, după 2-3 ani de condus. Deci după de experiență. Nu așa prima oară să-i permis să aibă tracțiune pe spate să mergi cu ea, nu știu. Vrei să te învăț să faci drifturi? Da, hai, haide! Eu vreau, hai! Nu, că dacă facem vlogul ăsta 10.000 de like-uri, eu aduc și vin aici cu mașina, da, în parc. Mergem într-un loc special amenajat, respectiv parcarea asta, că parcarea lui tata. Da. Și rupem mașina în două, ambreiajul, roțile.
Dar nu 10.000, bă, stai că 10.000 se fac. Zi 20.000. Gata, am zis. Hai 30.000. Nu. Hai nu 30. Știu dacă facem 30.000, dar 20, că e așa de bun. Băi, suntem 250.000 de oameni, da, pe canalul ăsta. Stăm în așteptare, da, la 20.000 de like-uri, rupem mașina aici. O aducem și rupem tot. În două. Vedeți că aici o și mama. Deschide să văd acolo ce e la ea, că vreau să ți îmbunătățesc mașina. Cum să o îmbunătățești? Să-l locuim, ce nu funcționează chiar atât de ok. Dar aici are un cârlic sau ce are? Unde are? Uite aici are. Unde are, mă? Da, mă, da, aici. Atât, așa. Gata. Hai, mă, că sunt și mecanic, mă, Robi. Uite, Robi, exact ce ziceam ăsta. De bimetru, da. Da, o să trebuiască înlocuit. Mecanicule. Și furtunul ăsta, că nu-mi place deloc cum arată. Uite ăsta. Nu e ok, n-arată bine. I-a zis și ei acum două zile cineva că trebuie să-l schimb. Păi da, și vreau să-l schimb, să fie mașina în ochi. Aici o să trebuiască să pui, așa? Aici antigel. Da, o să trebuiască să pui. Și tot ce nu e în regulă și așa o să trebuiască înlocuit. Mașina asta, mami, tu știi că eu dau la un abonat? Da, știu. La 500.000 de abonați anul ăsta. Da, Doamne ajută să dacă strângă. Dacă-i facem, pe bune că eu dau. Să strângă cât mai repede, uite că e foarte tare mașinuța. Îmi place. E tare, 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 tare. Ai vrea să nu dau la nimeni să dau ție? Nu, eu aș vrea să o faci cadou la un abonat care chiar merită să o privească. Să știi că asta e o mașină bună, Robi, tabla, vreau să spun că e foarte tare și foarte... Păi da, mami, eu nu ți-am zis. Numai pentru tabla asta care pe ea e atât de bună și atât de durabilă de nu-ți vine să crezi și păi atât da. De groasă. Mai știi când ai zis că am căzut cu ea, șans, n-are nimic mașina. Da. Și am căzut și am căzut pe bune rău, și n-are nimic mai. Îmi place să te super, mami, pe tine. Să nu super, mama, Robi, prietenul meu. Dar eu mă bucur tare, mă, Robi, că tu ai avut încredere în mine. Uh-huh. Să mă las să-ți conduc piesa asta la care tu ții atât de mult. Da, mă bucur foarte mult. I-am povestit lui mama, băi, eu când sunt supărat ies cu mașina. Deci mașina asta pentru mine nu e doar o mașină, un fier. E ceva mega mult. E ceva sentimental. Da. E acolo, e de la suflet. E de la inimioară. Bă, ți-ai drept? Să vadă Robi că îi dau eu lecții, așa ca altă dată să nu mai dea mașina la oricine, bineînțeles că eu nu sunt oricine. Bă, am transpirat și că și am eu... stat aici în mașină, bă, tricoul ăsta miroase a ciorbă, nu știu de ce. La revedere. Ce să sacă, mama? Mami! Pa, băiatul, mama! Mami! Pa!